Înclinarea axei planetei noastre este de aproximativ 23 de grade, iar această înclinare este ceea ce ne oferă modelul de anotimpuri. Se pare că dacă nu aveam luna noastră sau aveam o lună mult mai mică decât cea prezentă acum, interacțiunile cu alte planete din sistemul solar ar fi schimbat axa de rotație cu 10 de grade. Acest lucru ar avea un impact profund asupra climatului Pământului și, în timp ce planeta cu o axă schimbătoare ar putea fi încă locuibilă, ar avea cu siguranță un climat total diferit. Așadar, în acest mod, formația lunii noastre a avut un impact foarte important în evoluția Pământului, rotației sale, dar și a climatului pe termen lung. Există o conexiune fundamentală între studiile noastre despre originea lunii și monstrele fizice, adică rocile pe care le-am adus înapoi din misiunea Apollo. Când aceste roci au fost studiate, am învățat multe lucruri semnificative. Unul dintre aceste lucruri semnificative este compoziția acestor roci, care seamănă extraordinar de mult cu straturile superioare ale Pământului. Dacă te uiți la un element precum oxigenul, distribuția de izotop de oxigen este identică. Un alt lucru pe care l-am învățat din monstrele aduse de Apollo este că rocile lunii păreau foarte uscate în comparație cu rocile de pe Pământ. Exact ca și cum ar fi fost încălzite la o temperatură foarte ridicată și au pierdut elementele ce tind să se vaporizeze cu ușurință la încingere, iar acest lucru ne sugerează că procesul ce a format Luna trebuie să fi fost un eveniment cu o energie foarte mare. Noi credem că Luna s-a format în timp ce Pământul a fost lovit de un obiect foarte mare, în timp ce planeta noastră lua formă, deci aceasta ar fi o planetă formată separat ce concura pentru dominanța în interiorul sistemului solar împreună cu Pământul și alte planete în creștere, dar s-a ciocnit cu acesta și într-un final a fost absorbită dând naștere lunii noastre. Cealaltă planetă care s-a ciocnit cu Pământul, pe care o numim Theia, credem că, bazându-ne pe masa sa, ar fi fost la fel de mare ca și planeta Marte. Înainte să se ciocnească cu planeta noastră, ar fi avut un nucleu de fier și o manta de silicat, precum Pământul, și ar fi avut aproximativ 10% din masa acestuia. Credem că, inițial, interiorul sistemului solar a avut probabil 20 de planete mai mici, iar prin coliziunile acestor planete am sfârșit prin a avea doar 4 planete terestre. Motivul pentru care ne concentrăm pe o coliziune cu o planetă de mărimea lui Marte este pentru că doar o lovitură de un asemenea calibru la unghiul și viteza corespunzătoare ar face ca Pământul să se rotească cu o viteză de 5 ore pe zi. Această viteză de rotire este foarte mare, dar se pare că acest lucru este necesar pentru a se potrivi cu rotația noastră curentă de 24 de ore pe zi și cu Luna la distanța sa actuală. Luna se îndepărtează de Pământ, deci știm că prima dată când aceasta a fost formată era mult mai aproape de noi, deci și viteza de rotație era mai mare. Așadar, ideea că Luna s-a format din această coliziune gigantică cu Pământul a fost pentru prima dată propusă în mijlocul anilor 70 și totuși nu am reușit să testăm ideea. Pentru coliziuni pe scară mai mică poți efectua experimente în laborator, dar nu poți efectua un experiment cu ceea ce se întâmplă când două planete se ciocnesc în orice laborator. Pentru a face asta, trebuie să construiești un model computațional pentru a simula planetele și răspunsul lor la coliziune. Putem folosi simulările computerelor noastre ca un laborator virtual pentru a testa cum depinde rezultatul în funcție de mărimea impactului, viteza impactului, unghiul său și să folosim toate aceste rezultate pentru a evalua probabilitatea formării unei luni precum a noastră. Așadar, vom simula această coliziune finală cu Pământul. Din perspectiva cuiva de pe Pământ în acel moment, ceea ce ai fi văzut ar fi fost un obiect enorm ce se apropie de Pământ, mult mai mare decât Luna de pe cer. Ar fi lovit Pământul la un unghi oblic. La un interval de timp de câteva ore, o undă de șoc enormă de la impact s-ar propaga în jurul întregii suprafețe a Pământului, rocile vaporizate de la punctul inițial de impact ar fi fost aruncate și ar pluti în jurul planetei, iar Pământul ar fi învelit de o atmosferă groasă, dar nu ca atmosfera din ziua de astăzi. Aceasta ar fi fost o atmosferă de roci vaporizate cu o temperatură de mai mult de 5000 de grade Celsius. Forța acestei coliziuni este destul de puternică pentru a începe rotația Pământului la o viteză foarte mare. Așadar, după câteva ore de la impact, Pământul are o rată de rotație rapidă. Acum ne gândim pe o scară de timp mult mai mare, de aproximativ 100 de ani.
Acel disc se va răci, vaporii se vor condensa, iar în afara lui, prin coliziunile din interior, Luna se va dezvolta. Deci, deși credem că avem o idee destul de bună despre cum s-a format Luna, detaliile exacte despre acest eveniment sunt încă dezbătute, iar în mare, acest lucru este o parte din modul în care aceste monstre ce s-au întors cu decenii în urmă continuă să conducă dezbateri științifice, în timp ce analizele în desfășurare încă continuă să ne furnizeze mai multe indicii despre modul în care sistemul Pământ-Lună s-a format. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!